Bună ziua și continuăm. După ce v-am arătat la stupul vertical, acum vă arăt la un stup orizontal, 3-in-1, model cursul. Aceeași chestie o fac ca și la cel vertical. Aici vedeți hrănirea în folie dublă. Acestea sunt distanțiere. Punga. Punga este goală. La stimulări. Acum voi scoate și aici pionezele și voi urmări exact așa, ca și la stupul vertical. Deci nu e nicio diferență în metoda de lucru. Am spus, nu e corect să măturați cuibul deloc, în nicio perioadă. Aici am benzile de la un tratament cu acid formic. Tratamentul cu acid formic îl facem în august și octombrie. Primăvara nu încetăm, perturbăm familia de albine cu tratamente inutile. Depinde de fiecare cum consideră. Dacă aceasta e rama de după diafragmă. Păi o verific să văd dacă a dus vreo celulă de porc. Nu, zicea. Luăm diafragma la o parte. Și urmărim dacă ultima ramă are puiet. Dacă nu, verific dacă e blocată. Asta este diafragma. Respirăm, extrudat, are puier, foarte bine, ceea ce înseamnă, voi verifica rama asta dacă este bună pentru oat. E un pic mai albuie, dar se va rezolva. Introducem aici, lângă cuib. Precum vedeți, n-am mișcat ramele din mine. Familia de albine. Punem aici rama care a fost de după diafragmă. Și acum introducem diafragma. Și aici voi aduce o ramă. Aducem o ramă neagră. Iată, am adus o ramă mai neagră, care data viitoare va intra lângă cuib. Asta va însemna încă aproximativ 10 zile. Deci acesta este lucrarea la 1 din 3 inuri. Punem diafragmele și ultima pungă cu sirop. Nu neapărat sezonul ăsta, fiindcă se poate întâmpla să plouă vreo 2 săptămâni și atunci trebuie să intervii. Ducem și siropul. Data. Acum este acest tub 3-in-1. Ar trebui să vă mai filmez și celelalte două care sunt, vi le arăt.
nu mai filmez ce fac, fiindcă fac același lucru la toți care i-am în stăpână. Deci n-are rost să doar revedeți același lucru. Vi-i arăt să vedeți că sunt trei, nu? Iată, cu pungile, cu rana care a fost dată și acum, bineînțeles, cu rame, cu... Iar vedeți că aici o să... Deci, acolo o lucrare, aici încă două. Cam așa decurge lucrările în stupină la mine. Vă spun că nu mai măturați cuibul inutil. Am văzut la stuparii mari, fac acest lucru. Nu mai deranjați colonii de albine fără niciun rost. Numai bine și vă salut. Ioan Olaf.